căprui. E da, este bruneț, dar poate în verde. Da? Da. Mă rog, ăsta și fuge puțin, da? A fost o sală arhiplină, Tanța și Costel pe scenă și asta înseamnă că ediția 8-a a Festivalului Național de Teatru Tanța și Costel a avut un impact, spun eu, 100%, și când spun impact mă refer, bineînțeles, la public, pentru că MGD are nevoie de spectacol, are nevoie să râdă, are nevoie să-și descrățească frunțile și atunci cred că acest festival cu cele trei seri a reușit acest lucru, pentru că asta ne-am propus noi, organizatorii, Primăria Megidia și Garnizoana Megidia. Ne-am propus să aducem publicul în sală, ne-am propus să facem din cea de-a 8-a ediție acestui festival o sărbătoare și cred că am reușit să facem acest lucru, pentru că publicul a aplaudat după fiecare piesă timp de 3 zile în picioare. Asta înseamnă că fiecare piesă a avut ceva de zis și atunci cred și asta ne dă ne dă această perspectivă că teatrul este la el acasă, la Megidia, și că publicul din Megidia și nu mai are nevoie de acest festival. Nu te gândi, nu! Mai bine odihnește-ți neuronul. Da. Pentru că, vezi, cu căldurile astea te poate lovi de ce oricând. Da. Cel mai bine este să nu te gândești. Rămâi așa, pură cum ești tu. Da. Și senină. Da. Mulțumesc, drăguță. Păi, dacă am rezolvat cu Wassermanul, ce azi? Marți, trece asurele, da, asta e. Duminică vin la tine, facem treaba, da? Că ai văzut la intelectuale ăștia. Dom'le, intelectuale ăștia o țin câte un an, doi, că să vadă mama, că să vadă... Ai văzut la mine? Deci, duminică vin la voi și facem un an. Am înțeles, bine, dragă, așa să fie, hai să mă ducă bine trenul. La revedere! Nu există formule magice, ci există oameni care fac lucruri, iar aprecierea pe care o are publicul din Megidia față de festival reprezintă dovada vie a faptului că el este bine gândit, este bine făcut, iar oamenii care contribuie la realizarea lui sunt cei care trebuie. Păi ce plăcere poate să fie mai mare decât să vezi oamenii că se bucură de ceea ce fac cei care au fost invitați aici și ce bucurie poate să fie mai mare decât să vezi oamenii împreună care pentru lucruri foarte, spectacole foarte diverse, adică de o diversitate mare, reacționează extraordinar. Efortul nostru mai mic nu este un efort extraordinar, putem într-adevăr să fim mulțumiți sufletește că facem un lucru și pentru cei din jurul nostru, nu doar pentru noi. Revenim aici de fiecare dată cu drag, ne simțim onorați și bucuroși în același timp să participăm la acest minunat festival. Știm ce înseamnă organizarea unui asemenea eveniment, deoarece și noi la rândul nostru organizăm un asemenea festival din anul 1992, de aceea s-a format între Lugo și Megidia de-a lungul timpului o legătură extrem de strânsă. Festivalul a crescut în calitate. Piese bune, actori, evoluează actorii, evoluează piesele și aleg piesele bune. Sper din an în an să crească. Și să știți că ce mă încântă pe mine cel mai mult este faptul că de la prima piesă până la căderea cortinei la finalul festivalului, sala este plină. Înseamnă că în Megidia oamenii iubesc teatru. Am văzut o reinterpretare a tuturor scenetelor lui Băieșu. Cum v-a venit ideea? Ideea a fost a lui Dana, colegului meu de la Reșița. Acum vreo 12 ani am început noi acest spectacol, noi doi. El venise și montase la noi la Lugoj, eu sunt din Lugoj. El montase la noi la Lugoj spectacole pentru copii. Și văzându-mă, zice, băi, Lana, eu am o idee, hai să punem împreună Tanța și Costel. Pentru mine e un spectacol de suflet și n-am găsit încă o parteneră cu care să simt că ne simțim pe scenă. Și atunci am zis, bă, Dane, ok. Am început lucru, a fost distracție, ne-am mai și certat că e normal, că personalități puternice asta e. Și până la urmă a ieșit acest spectacol pe care îl iubim enorm.
De 12 ani îl jucăm, avem peste 150 de reprezentații, cred că mult mai bine de atât. Am avut cu el și câștiguri, am câștigat premiul publicului la Festivalul de Comedie de la Galați. Am fost în toată țara, am fost cu Tanța și Costel. Momentele alea de improvizație peste tot le faceți când mergeți prin sală? Peste tot sunt altfel. Peste tot sunt altfel, e cum simți publicul. Dacă publicul e cu tine, cum este la Megidia, spectacolul este rupere. Dacă publicul e un pic mai reticent, se întâmplă. Culmea e că e o surpriză totală. Îl simți reticent, simți că nu e cu tine și la final aplauzele sunt furtunoase. Dar sunt oameni printre oameni. De-aia improvizația este peste tot altfel. Spectacolul e altfel în fiecare locație. Bineînțeles, ne ținem de o bază și de o cărare, dar cam asta este. Ne distrăm în spectacol. Îl facem cu tot sufletul, cu toată inima, cu toată dăruirea. Pentru că asta înseamnă teatru, iubire față de oameni, oamenii ne trimit nouă iubire și din chestia asta iese boom-ul și minunăția. Ăsta e teatru, miracol, viața, miracol, nu? Teatru, viață, miracol, cam asta e. Să faci un festival Tanța și Costel și să nu ai un text de al lui Băieșu. Întâmplarea face că îl cunosc foarte bine pe Radu Băieșu, pe copilul autorului acestui text și am lucrat împreună cu Radu câteva texte al lui Băieșu și vi-aș propune pe viitor să alegeți nu doar acest text, să alegeți, mai există texte al lui Băieșu foarte bune și care ar fi chiar indicate. Asta e antologic și dă și numele festivalului. Absolut. Eu sunt surprins, foarte plăcut, chiar am spus acum într-un alt interviu, pentru că pentru mine este un șoc să văd că aici, la Megidia, există această emulație culturală. Eu am venit foarte sceptic, vin de la Vâlcea, de la un festival unde am fost cu un spectacol al teatrului pe care reprezint și m-am trezit într-un oraș în care există viață, există tineri cu ecusoane în piept, există oameni care zâmbesc și întreabă ce jucați. Eu aveam o cu totul altă percepție despre festival, despre acest oraș și despre existența unui festival. Nu mă gândeam că e la un asemenea standard și recunosc că am venit sceptic. Eu vin dintr-un teatru profesionist unde festivalurile au, să zic, o anumită galonare și oamenii își permit să facă la un anumit nivel evenimentele astea culturale. Ori aici am văzut făcut un festival în adevăratul sens al cuvântului, începând de la detalii mărunte până la lucrurile importante, adică oameni la scenă, logistică de scenă, marketing al festivalului. Eu organizez un festival de 6 ani de zile și știu ce înseamnă marketingul. Aici am văzut marketing în acest oraș. Deci îmi fac mea culpa și vă spun sincer că nu mă așteptam ca acest oraș să aibă un asemenea eveniment și cei care trebuie să ne închinăm în fața spectatorilor și a publicului suntem noi artiștii, nu spectatorii, pentru că au fost extraordinar. Vorbind de spectatori și de public, ați dialogat cu sala, i-ați implicat în spectacol. Cum ați simțit oamenii? Nu știu cum am simțit oamenii, ce am simțit. Am simțit că există un public avizat. Și asta este încă o altă surprindere mare pe care o am. Nu mă așteptam ca aici să găsesc un public avizat de teatru. Există orașe care au cu o anumită, să zic eu, notorietate în organizarea evenimentelor culturale. Ori aici, nu departe este Constanța. Eu, într-un viitor nu foarte îndepărtat, pentru că nu sunt doar actor, sunt și regizor, am în perspectivă o colaborare cu teatru din Constanța și eu știam că la Constanța există oameni de teatru, dar nu știam că aici, în orașul ăsta, există atâta lume iubitoare de teatru. Vă spun, sunt absolut șocat, plăcut, nu doar de reacția publicului, de tot ce înseamnă acest festival. Cred că îl meritați cu prisosință și cred că ați închis cercul aducând un spectacol reprezentativ pentru numele acestui spectacol. Nu știu dacă spectacolul a reușit să se ridice la valoarea festivalului, dar sunt sigur că merită acest festival un spectacol cu numele măcar Tanța și Costel.